Livingul apartamentului ăsta e extrem de lung, comod. Din păcate, de data asta nu e televizor. Și ca atare m-am tolănit pe fotoliu și am citit, ceea ce nu e chiar un lucru rău, ba din contră. Bucătăria, cum am mai spus, e foarte mare. Și ai loc să te desfășori. Bănuiesc că n-am folosit-o decât ca să mi spăl chestii. Dar bănuiesc că pentru un tip pasionat de bucătărie, așa cum sunt eu, e foarte interesant să te poți întinde pe acea tăblie care ține loc de masă. Aș putea să fac mizerie peste tot, așa cum îmi place mie. Mergem și spre dormitoare. Aici avem baia de serviciu. Care are un duș. Aici e un spațiu. Ce poate fi folosit pentru mașina de spălat. Iar deasupra, probabil se poate face un mic spațiu de depozitare, pentru că asta, într-adevăr, cam lipsește în acest apartament. Spațiu de depozitare. Ar putea fi făcut unul eventual pe holul de la intrare, unul aici. Bineînțeles, pentru haine există spații, atât în dormitor mic. Care la o adică, în cazul unei familii fără copii, poate fi transformat foarte frumos în birou. Deja există un birou. Și intrăm și în dormitorul matrimonial. Am dormit azi noapte. Așa, n-am dormit extraordinar de bine. Dar n-am dormit bine pentru că am stat până foarte târziu. M-a prins meciul pe care l-am văzut pe net, Real Barça. M-am enervat, bineînțeles, pentru că țin cu Real. Asta este baia atașată dormitorului matrimonial. Cu cadă. Nu e o oglindă, dar nu e nicio problemă, că n-am ce admira la mine. Oglinda poate fi montată ulterior. Caloriferul din cadă este tip suport. Poți pune prosoape și alte chestiuni pe el. Și evident, la pièce de la résistance, din nou, terasa, care vara e o adevărată minune. Foarte interesant e faptul că azi dimineață când m-am trezit, iată, bănuiesc că, sau sper cel puțin, că a prins camera cu coșul care și manifesta bucuria că s-a luminat. Așa m-am trezit dimineață, cântau cu coșii.